Ok, mai devreme decât mă așteptam eu. Stai că am un text care trebuie spus. Pentru că astăzi, nu mă reprezint singur. Fac parte într-un grup, grupul de inițiativă al lui Startup Constanța. Am un text oficial care trebuie spus. Am luat modelul de la Teo și ce a făcut ea acum câteva săptămâni. Vă rog frumos, acceptați că încerc să învăț să citesc. Când vorbim despre Startup Constanța și inițiativa pe care o avem, vorbim evident de câteva elemente și principal este scopul. Scopul nostru este acela de a crește ecosistemul de sprijin al companiilor la Constanța. Vorbim despre startup, vorbim despre companii mici și mijlocii, vorbim despre un set de instrumente pentru susținerea și dezvoltarea unui motor economic bazat pe sustenabilitate, un model made in Constanța. Și subliniez acest lucru că made in Constanța, avem o experiență de ajuns de mare ca să înțelegem ce se întâmplă în România și nu numai, și înțelegem de asemenea că Constanța are câteva particularități. De la nivelul de discurs pe care îl avem, de la nivelul de egoism pe care îl avem, la nivelul de frica de alții pe care le avem. Aceste lucruri ne fac altfel față de restul lumii pe care o cunoaștem. Dar înțelegând aceste lucruri, noi putem fi mai performanți. În cele trei direcții majore de dezvoltare pe care am dorit să le avem, prima este oferirea de mentorat și facilități de dezvoltare de produs și, evident, de dezvoltarea companiilor, dezvoltarea comercială a companiilor. Nu vorbim doar despre a sta la masă și a noi, din puțul gândirii noastre, să spunem așa trebuie. Nu este îndeajuns. Nu va fi niciodată îndeajuns pentru startup-uri, pentru companii mici, pentru companii medii. Trebuie să punem la dispoziție, și asta facem, un set de instrumente, de oameni capabili să răspundă la întrebări, să susțină și să vină cu rezolvări, inclusiv cu bază de networking, pentru a răspunde întrebărilor și provocărilor pe care un startup sau o companie mică sau medie le are. De asemenea, vorbim despre lansarea hub-ului accelerator de startup-uri tech și non-tech. Și aș vrea să subliniez un pic acest aspect. România și mondialitatea a avut o dezvoltare în ultimii 10-15 ani foarte puternică pe tech. Și pe scurt, pentru cei care nu știu neapărat ce este în zona de tech, vorbesc despre soft și softul aplicat. Dar în același timp se vede că s-a lăsat un spațiu foarte larg, în Europa în special, în dezvoltarea de produse, adică non-tech. Am lăsat China să dezvolte tot ce poate a dezvolta. Am lăsat vestul Europei să dezvolte ce nu dezvoltă China. Și România este undeva în mijloc, cu o mare gap, o mare gaură de idei implementate când vine vorba de tech. De asemenea, a treia direcție și nu cea din urmă este dezvoltarea unui fond de investiții directe. Nu avem acum milioane de oferit. Dar în același timp avem niște bani. E important să înțelegem că avem niște bani. Pentru că vorbim întotdeauna despre sustenabilitatea ideii. Vorbim întotdeauna despre ajungerea ideii în piață și dezvoltarea ei ca produs, ca rată de profitabilitate. Și putem începe deja în Constanța să facem investiții directe. Domeniile noastre de interes, așa cum spuneam, acum citesc, sunt tech și non-tech, în industriile care țin, evident, de economia albastră, specifică zonei Constanța. Astea sunt principalele, dar nu vă opriți aici. Vorbim despre transporturi, logistică, infrastructură, dar vorbim și despre turism, mediu, energie, port, educație, sănătate, agricultură. Vorbim despre companii mari care ar dori să susțină în domeniile lor inițiative care să le rezolve probleme. Problemele Constanței sunt probleme globale. Probleme care există în portul Constanța, există și în portul Rotterdam, există și
în Washington și New York și există peste tot. Dacă rezolvăm ceva aici, înseamnă că putem rezolva mondial. Dar de asemenea, mă numesc Ciprian Lepădatu și eu reprezint Asociația Firmelor Constanțene, care este specializată în susținerea non-tech în momentul acesta. Susținem și tech prin specialiștii care avem, dar în principal non-tech. Avem în momentul ăsta la dispoziție peste 1100 de metri pătrați de ateliere pentru a putea genera prototipuri și microproducții. Din păcate, nu găsiți în altă parte în Constanța lucruri de genul ăsta. Au dispărut micii meseriași, unde să faci o piesă la strung, unde să tai o tablă. Avem aceste lucruri și putem să le punem la dispoziție. De asemenea, și nu în ultimul rând, ca să închei două minute așa cum mi s-a permis, fac un call to action. Call to action este următorul și țineți cont de acest lucru, că este important. În următoarea săptămână este săptămâna pre-concediu. După care și toată lumea. Haideți să stăm de vorbă. Avem după aia un timp în care să putem să sedimentăm ideile care apar, să putem să vedem cu ce ne apucăm de muncă și din septembrie să fim performanți. Este important și vă aștept. Alo, alo, Ciprian, aș vrea să stăm puțin de vorbă. Stați cu mine, stați cu George, stați cu Costin, stați cu Virgil, stați cu mulți alții carcurare și da, care facem parte din Constanța Startup, astfel încât să puteți să implementați ideile pe care le aveți și să putem, poate, alături de noi, să devenim un pol important de economie sustenabilă în România. Vă mulțumesc! Ok, poate două minute, Costin, City Know-How.